Vremea se încălzește simțitor, mai ales pe timpul zilei, iar acest lucru se vede deja și se simte, mai ales în parcurile din zona centrală, unde oamenii încep să ocupe băncile și să se plimbe. A început agitația în oraș, iar oamenii își fac apariția în parcurile din zona centrală, chiar dacă este totuși o zi de lucru. Pomii au început să înmugurească, iar soarele se arată generos. Chiar dacă oamenii nu au renunțat încă la vestimentația de iarnă, atmosfera renaște în jur și pare să se simtă deja mirosul primăverii. Evident că încă nu am scăpat de temperaturile scăzute de pe timpul nopții, care se vor mai situa încă între 2 și 8 grade Celsius, dar peste zi meteorologii estimează o prognoză optimistă pentru această săptămână. Vom avea temperaturi cuprinse între 15 și 18 grade Celsius cu valori mai mari la orele amiezii. Doar spre sfârșitul săptămânii se anunță 2 zile ploioase. Totodată, oamenii știu că prima jumătate a lunii martie este de obicei schimbătoare, iar tradiția populară consemnează perioada sub numele de Zilele Babelor.